v-am găsit, dragilor. Vă propun o rețetă arătoasă, gustoasă și nu foarte complicată. Mi-am pregătit ingredientele și o să vă spun ce facem cu ele. O să preparăm cartofi umpluți cu carne. Lângă ele am să pun, lângă acești cartofi umpluți cu carne, am să pun o salată de castraveți. Dumneavoastră puteți să puneți murături, salată verde, orice altă salată doriți. Am să fac și un sos de brânză. Nouă ne place sosul alb, mai mult decât sosul de roșii. Dar să vă explic ce avem aici pe masă. O ceapă tocată mărunt, așa ca pentru ciorbă, ca pentru sarmale. Frunze de pătrunjel tocate mărunt. Un pahar de bulion, suc de roșii de casă. Câteva feliuțe de ardei roșu pentru decor. Carne de pui, piept de pui măcinat. Puteți să folosiți orice fel de altă carne doriți sau vă place. Brânză, eu am aici grana padana. Așa. Și mirodenii. Piper, poia dulce, oregan, cimbru și, bineînțeles, sare. Mi-am pregătit câțiva căței de usturoi, cubulețe de unt, smântână alimentară și, bineînțeles, cartofii, pentru că ei sunt elementul principal, pe ei îi voi umple și am să umplu și aceste jumătăți de ardei. O să vedeți compoziția aceea și era păcat să nu vă arăt cum fac și acest lucru. Aici avem pespet. Pentru orice eventualitate, vreau să vă vând un secret, doamnelor, celor care stau în bucătărie. Când un sos vă iese prea subțire sau o compoziție cu care vreți să umpleți ceva, puteți să vă ajutați de o lingură, două de pesmet, ca să-l îngroșați. Dar eu zic să ne apucăm de treabă și o să vedeți cum prepar acești cartofi. Mi-am lăsat un cartof să vă arăt cum îl tai. Pe ceilalți i-am pregătit deja, uitați, arată așa, da? Deci, îi tăiem prima dată în două. Așa. Și apoi ne folosim de o linguriță ca să îi scobim puțin, să facem un loc pentru umplutură, pentru compoziția de carne pe care o să prepar. Acești cartofi vor fi puși la cuptor prima dată. Am pus cuptorul la preîncălzit la 200 de grade și o să-i las în cuptor, în tavă. O să-i un puțin cu ulei ca să nu fie foarte uscați. O să-i pun în tavă pentru 20 de minute la 200 de grade. La fel am să procedez și cu ardei. O să-i pun în tavă și o să-i pun în cuptor. O să fie acoperiți ca să se pătrundă mai repede. Uitați ce bine arată, da? E operațiune ușoară pe care o puteți face și dumneavoastră. Așa arată, da? În timp ce cartofii și ardeii stau la copt, am să prepar compoziția. Adică, prima dată pun în tigaie ceapă la prăjit, se dinstuie ușor în foarte puțin ulei și apoi carnea și celelalte condimente și preparatele care le am aici. Haideți să ne apucăm de treabă! Mulți de mine nu au loc, la 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 la. Parcă am dat al numele foc, la 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 la. Parcă de când m-am născut, la 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 la, numai rău le-am și făcut, la 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 la. Doamne, mulți dau loc de mine, la 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 la. Măcar de le-am făcut bine, la 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 la. Îmi cântă cântările, la 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 la, și-mi blastă măzălile, la 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 la. Mulți de vie m-ar mânca, la 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 la. Dar-aș muri, s-ar bucura, la 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 la. Dar până nu mor mai vreau, la 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 la,
niște cântări să le dau, lai la lai lai la. În vezi să mă pomenească, lai la lai lai la. Și dă minte și amicească, lai la lai lai la. Thank you.